Da, din nou la Târgu Trotu și ați observat că stăm foarte aproape de această comună. L-am rugat pe domnul primar să ne arate această zonă și chiar o să să-mi spuneți dumneavoastră exact unde, în ce zonă ne aflăm și ce vreți să îmbunătățiți în acest perimetru. Da, vă mulțumesc încă o dată, ați acceptat invitația mea. Este vorba de intrarea în satul Tuta, din comuna Târgu Trotuș. Am insistat să fac un reportaj aici, deoarece aș vrea să le mulțumesc proprietarilor care dețin terenuri aici în zonă și au curățat proprietățile și, după cum observați în spatele nostru, am făcut o mică plantație de pini, care aș spera ca în 2-3 ani de zile să avem grijă de ele ca să ajungă la un gard viu, normal, la un metru, un metru jumate. Vreți să și măriți suprafața carosabilului să fie mai ușor de mers pe aici sau cum ați gândit? Da, avem la ieșirea din sat, avem părâul Hețaș care venea pe partea asta, care se revărsa până în râul Trotuș. Am redirijat-o și am vrea ca în perioada următoare să închidem șanțul ăsta în speranța promisiunilor pe care le avem de la PNDL, când va veni asfaltarea, să putem lăți o leacă drumul și să facem și o alee pietonală. Da, vă promitem că Exclusiv TV va ține foarte aproape de comuna Târgu Trotuș, cel puțin pe mandatul dumneavoastră, și vă mulțumim că acceptați prezența noastră în comună. Desigur, este și în avantajul cetățenilor că pot afla direct de la primar tot ceea ce își dorește să facă în acest mandat. Noi vă mulțumim. Dacă mai aveți ceva de completat, pentru că noi de fiecare vom veni și vom lua un cadru foarte strâns, pentru că nu vrem să vă plictisim, vă vom da permanent știri de aici din Târgu Trotuș. Vă mulțumesc și eu frumos. La revedere, să ne vedem cu bine.